băiat acolo și a trăit în familie. 7 din 10. Hai că-i două. Mă rog, bet. Bă, mâncă mă și mură voastră, bă. Ce mai spresă. Vă știți la ce m-am gândit eu? Hai, păve. Bă, m-am gândit la o afacere de 1000 de euro, trei varneamul vostru, fără să facem nimic. Să ne angajăm în parlament. Nu mă mânca voi, bă, voastră. Bă, ne deschidem cabinet stomatologic în care doctorii doar să uită. Cum doar să uită, bă, imbecilule? Da, mă, la gura la pacienți. Păi și omul de ce vine? Bă, mânca faci, bă, bă. Bă, vă știți la câtă lume le e frică de dentiști, mă? Că bulangerea știi ce face, știi că pacient la pacientă e frică de dentist și zice că nu, stai așa, fratele meu, deschide puțin gura, că doar mă uit. Și nenorocitul, bam, intră cu freza în gura la omul săracu. Ei, uite, noi ne deschidem cabinet doar pentru oamenii ăștia care le e frică, mă, mâncava-și gura voastră. Și ca să meargă la sigur că știe exact că doctorii doar să uită în gura lui, mă, trei varneam. Ei, și dacă doctorul doar să uită, înseamnă că nu operează. Deci, nu avem nevoie de tot felul de mijmașuri de ele, de tot felul de aparate, dar nu trebuie să mai dăm bani pe ele. Ei, și dacă nu avem nevoie de doctori care să opereze, de ce să mai luăm mâncava-și gura voastră doctori adevărați? Știi ce trebuie să luăm? Trebuie să luăm doar atâta, un scaun de la așa, să fie mai mișto, alb, așa, tapizat cu piele mișto, și niște lume după stradă, așa, niște oameni de ăștia, angajatori după stradă, ăștia care se uită așa mai mișto, știi, la oameni, la privire interesante, știi? E, și în prima lună, până când ne facem noi cercul nostru de clientelă, așa, până când ne facem noi cercul nostru de oameni care să ne cunoască, putem să lucrăm chiar noi. Vă băgați? Bă, mă lună. Bă, noi trebuie să vorbim serios, mă, de problema asta ta cu legalele. Bă, ce dracu bași, mă? Cum faci, mă, de le bași? Le pisezi, le bași pe supozitor, le dai la linguriță? Bă, trăitări, fămile tău, fămile. Bă, ce dracu bași tu acolo și bă, dar te renorești, bă, te renorești și viața asta, mă. Bă, și eu la fel, aș băga cu tine odată să văd exact ce bași de ți-a renorocit viața asta, mă. Ia, hai. Stai, mă, ușor, mă, trăitări. Stai, mă. Băi, eu am... Trebuie să pun niște bani deoparte, mă, să... Băi, cumpăr casa poporului. Bă, Robi... Nu ți-o vând, mă. Cum începe nebunie? Mobilă, mamă, zarbunie. Stai, nu pleca. Stai. Lumea s-a schimbat. Băiatul de oraș gătește frumos fierbinte, ascultă muzică de-aia bună fără cuvinte. Se mângâie în păr, nu se trage de cele sfinte, că-l taie mămica la bani dacă nu e cu minte. Are vorbele la el, dar nu ajung pe limbă. În general e îndrăgostit de c***ul lui în oglindă. Vine pompat, încruntat, de la solar și masaj. La scandal e zero, nu dă cu pumn, nu dă mesaj. Chiar dar doarme băiat, totul e sub control. Băieții nu mai poartă ilegal cuțit și pistol. Nu se mai bate nimeni, că nimeni nu știe cum e liniște.
Uite în cartier, viitorul e acum. Lumea s-a schimbat, hai luați-o ușor. Băieții de oraș vânează Pokémon la semafor. Infractorii fără fapte dau check-in la coafor. Sub armură poartă tanga cu parfum de vibrator. Lumea s-a schimbat, hai luați-o ușor. Băieții de oraș vânează Pokémon la semafor. Infractorii fără fapte dau check-in la coafor. Sub armură poartă tanga cu parfum de vibrator. Hai să dăm drumul la aer condiționat că mor. Mai bine tu decât copiii. Glumesc. Iubire, azi e joi, sper că n-ai uitat ce zi e mâine. Vineri? Ai, lasă asta, nu. Mâine este ziua în care eu voi merge la Breaza cu Renata și cu Gina, la workshop-ul ăla de... Dar dacă îmi spui tu mereu de ele, că e aici, că e pe dincolo, de ce le iei cu tine, mă? Că e pe dincolo, că sunt, mă. Și despre ele. Da. Nu contează, contează că sunt iubitele prietenilor tăi și eu m-am gândit că le pot ajuta să evolueze, înțelegi? Uh-huh. Uite Gina, de exemplu, da. Eu cred că poate mai mult. Pe cum, dracu, poate deschide un club și în Napoli? Hai măi, că ești rău. Uite, mă gândeam la Renata, așa, ia. Da, într-adevăr, e într-un moment al vieții în care își suge degetele la picioare. Da, într-adevăr. Dar cred că poate mai bine de atât. Da, sigur, că da, într-o zi o să și le sugă fără să se aplice. Performantă. Dar ce se face la dezvoltare personală acolo, așa? Ei, tot felul de chestii. Vine un speaker motivațional din America. Eu uite, Audrey. Un tip foarte mișto, foarte, foarte cool. Care a lansat și o carte. Știi cum se numește? Cum iau banii la proști în 5 pași simpli? Nu. În 3 pași simpli? Nu. Dar cum? Se numește Forța Gândului. Da? De aia să-l întreb pe prost. El știe de forța cavalerilor Jedi? Sau de forța sucrede că noi aici suntem bananieri, n-avem și noi forțelii noastre, tati? Hai, bă, iubire, este despre puterea interioară, dar despre cum poți tu să faci absolut orice. Da, tati. Fii atent. Doamna Coca este plecată la băi. E plecată de mult, doamna Coca. Iubire, ascultă-mă puțin, 24 în 24 trebuie să fii cu ochii pe Darius și Daria, ok? Da. Băi, vorbesc serios, Rob, da, e momentul să devii un pic mai responsabil. Ce naiba că stau singură copiii de când s-au născut? Și nu cumva să-i lași la maică, dacă nu știu ce. Eu? Doamne ferește, și mi-ai pus adumit împreună cu el, ca să nu lase singură la grâni. Cum să-i las, mă, la mama? Robi! Ani, mă, că nu-i las, glumesc. Glumesc, dati. O, iubirea, mami, tu, iubire. Robi, cât îi lași la noi? Adi, mă, mamă, că ți-am spus ce dracu, din seara mă întorc. Dacă intervin, dar n-are ce să intervină. Dar zic, dacă intervine ceva, doamne ferește, sau așa, dar da, spun, n-are ce să intervină, duminică seara maxim, ai zi, luni dimineață. Robi, nu poți să-i lași la noi până duminică, că noi mâine seara avem bilete la Dub du Mont. Ăla care face brichete? Ăla e Dub Om, puștule. Ăsta e ăla care face muzică. E DJ. Îl face muzică, ori e DJ. Robi! Adică, bă, să rămână tată. Să trăiești. Fiul. Wow! Ce faci, Gina, draga mea? Gina, câte zile stăm noi la Breaza? 3 zile! Și astea ce sunt? În bagajele mele. Bagajele tale pentru 3 zile? Și pentru 3... Și pentru câteva nopți. Gina, ce faci? Unde te duci? Pe bune, nu mai avem timp. Mă duc să aduc și restul bagajelor. Nu, Juliane, dar ție nu ți-e frică să conduci așa fără permis? Mă, trăiți iar familia ta să stres. Bă, dar chiar mă mâncați aici. Bă, calmați-vă amândoi, vă rog de frumos. Eu am o metodă foarte sigură. Și haideți că vă arăt chiar acum. Uite, vedeți că aici mai în față, pe oaze, mi-arată că am un polițai în față, da? Păi dracu dreapta undeva. Stai așa. E un moment în care mă apropii de el, accelerez și o să ne treacă pe dreapta. Când ne-a tras pe dreapta, tu iei telefonul, pui la ureche și când mă auzi pe mine că zic Ștefan cel Mare, în momentul ăla zici la telefon, da, tati, da, venim, dar ne-a oprit cineva. Ai înțeles? Bă, tu e nebunii, mă, trăi chiar familia ta să străiască. Ai înțeles? Hai, cum faci? Băi, Doriane, băi, mă ușor, mă, trăiți iar familia ta. Stai. Uite ce faci ăsta, mă, trăiți iar familia ta să trăiască. Bă, tu ești nebun, mă, mâncați aici gura ta. Băi, Doriane, băi, Doriane, îți faci ăsta dosar penal, mă, trăiți iar familia ta să trăiască. Ce din gura amândoi și nu vă panicați.
ce să zic. Bună ziua, agent principal, Dobre, poliția rutieră București. Actele dumneavoastră și ale mașinii. Haideți să vă explic de ce mergem repede. Îmi cer scuze pentru asta, dar în dreapta mea îl am pe fiul domnului Mareșan Constantin Prezan, la care mergem chiar acum, pentru că trebuie să se întâlnească cu dânsul la Inspectoratul General de aici, de pe Ștefan cel Mare. Da, tati, ajung acum, ne-a oprit cineva. Circulați. Da? Mulțumim frumos, să trăiți! Ați văzut, mă? Mătrița, familia toată. Bă, ce dracu a fost asta? Ce să fie? Psihologie, mă, boule. Ce psihologie, mătrița, familia? Bă, mâncava, și eu am intrat în capul lui. În mintea lui. Înțeleg? Adică, el când a oprit mașina, ce a văzut primul lucru? M-a văzut pe mine cu aspect de bodyguard, da? Față de șofer din ăsta de mare șmecher, în dreapta mea fiul de mare șmecher, și după aia am zis și de Constantin Prezan, care, bă, e un nume care sună cunoscut așa. Și am zis că e mareșal. Ce e mareșal? Cea mai înaltă funcție de pe planetă. Rostul nu știe că la noi în țară nu există mareșal. În momentul în care am zis toate lucrurile, ăsta s-a panicat și gata, a zis, gata, plecați, nu știu ce, a zis. Și după aia a rămas așa, cu față de prost. Gândindu-se, că și-a dat seama după ce am plecat noi cu mâna, gândindu-se că, bă, stai așa, cine căcate Constantin Prezan? Și ăla cred că n-avea carne. Și Ștefan cel Mare oricum era în partea opusă. Bă, trec de familia ta să trăiască. Genial. 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 Deci aproape 6.000 de euro, când am auzit, mi-a picat fața să moară bine. Cine, mă, vârtu, mă? Da. Care, mă, ăla te-a dat pacul de 7 ori și nu l-a luat, mă? Bă, dă-te dracu de aici și eu, dar ce vorbești așa din pie, mă, cu superioritate față de tu ai la pacul, mă? Bă, nu l-am luat, dar nici nu l-am dat. Bă, dar ce face, mă, vârtu de bani ăștia? Băi, voi știți ce face o femeie când e singură în casă, mă? Vrea sex, nu are și stă pe internet? Da, intră pe site-ul porno. Tu bei, hamster. Cu tine nu te înfăimântă cât de repede ai numerat niște site-uri porno cu metri? Băi, femeile nu e ca noi oamenii, mă, nu se sensibilizează la niște poze. Ele vor și ele un sentiment, vor un scherzo andante, mai alegro, mă înțelegi? Adică să fie unul acolo și caută pe internet site-uri de escorte. Deci, practic, vă arăt, tu e gigolo. Escortă! Bă, care e diferența între escortă și gigolo, că mă nebunești? Băi, nu e nicio diferență, dar m-a rugat el frumos așa să nu-i spun gigolo, mă înțelegi, că îl face să simtă ieftin. De asta. 6.000 țări, familia ta să și asta nu e tot, fii atent, că dacă prestezi mai mult, se poate și mai mult, mă înțelegi? Acum, asta zic și eu, Rubic, de ce să profite numai unii, mă înțelegi? Uite, tu cu Malone, vă ocupați de fete. Zic așa, mă înțelegi? Vă întâlniți cu ele, le faceți și voi să simte bine. Eu cu Dorian mă ocup de telefoane, de întâlniri, de astea. Am doi tovarăși acum care au două apartamente care stă goale. Mă înțelegi că e la facultate, la Jilav. Ce zici? Adică cum o să mă fac gigolo? Escortă. Dă-și, mă, trecut în gură, mă, cum te-a întrebat nimeni nimic. Bă, tu nu ești întreg la minte, o trăitoare familia ta să trăiască. Bă, eu mă acasă pe Danela, am doi copii acasă, băi, tu ești întreg la minte. Robi, stai mă așa două secunde, dar tu nu te gândești așa, crezi că femeia mea e mulțumită dacă te angajezi undeva și câștigi 20 de milioane pe lună? Corect. Așa? Adică, că nu poți să o înșel, mă. Da, mă, zici și tu că noi, practic nu înșel, te duci și tu zici că te-ai angajat la o multinațională. Bă, tu crezi că e proastă, băi, cu metri? Bă, Robi. Mai am un tovarăș care își face aici, fii atent, își face un club aici. Spui și tu că te-ai asociat cu el, mă înțelegi? Te-ai asociat cu el să faci o grămadă de bani. Îi spui, nici nu știi câți bani să faci. Da, mă, mâncați-și gura ta și așa putem să-i țin și noaptea, mă, și noaptea dublăm prețul, că prețul e mai mare noaptea. Haide, mă! Bă, v-ați pierdut mințile, mă, nu pot să ușel pe femeia asta, mă. Bă, Robic. 6.000 de euro. Da, mă, mâncați-și gura ta. Haide, bă, Robic. Bă, măcar astea 3 zile, mă. Cât lipsește astea? Robică! E o indemnitate, băi. Sub 300 de euro nu scădem. Ai văzut, hai! Adevărat să mă rog! E dublu Z! Eu!
super, Gina! Gina! Tu ești conștientă că din cauza bagajelor tare de 1345 de tone am făcut pană, nu? Hai, să-i decât să ne certăm, mai bine facem ceva. Așa e. Am eu un cui la mine, deja rulat. Gina, eu vorbesc serios. Renata, știi ceva, ai dreptate. Păi ce suntem noi? Ce suntem noi? Suntem trei femei puternice și independente, da? Și trebuie să facem orice ar face o femeie puternică și independentă și inteligentă într-o situație de asta, da? Eu m-am născut să fiu bunic. Așa. Auzi, mă, robotire, nu crezi că ai mers prea departe cu treaba asta cu pariurile, mă, trăiți iar familia? Ce ai, mă, ia și stai așa de hobby, mă înțelegi? Adi, mai terminat ăla ca să-l postăm? Stai un pic, stai un pic. Adi, mă, că eu am terminat, zicem, zice, sunt tot cu ăiște acolo și am... Stai, mă, așa, mâncați să-și gura ta, că trebuie să fie anunț șmecher, trebuie să fie să-l fac așa frumos, un anunț mișto, care să mă reprezinte, ce dracu? Care să te reprezinte? Da. Îi lasă foaia goală. Nu te ai dracu să... Adi, mă, odată, cât te coiești? Aoleu, aoleu, să moară mama, cum mă grăbește, ia-l, dracu, mai avem, dar să moară mama. Ia fiți atent. Băiat dulce și simpatic, nou în oraș. Care e nou în oraș, bă, imbecile, că te-ai născut în București? Lasă-mă că nu știe ele, mă, mâncați-și gura ta. Băi ăsta, dar tu dacă am face acum cunoștință, tu știi unde m-am născut, mă? Dacă aș face cunoștință acum cu tine, m-aș mira că te-ai născut, băi, cum ești. Tu te-ai adorat. Ai fantezii? Vrei să guiști de mărul interzis? Bă, tu te prostituezi sau ce dracu faci? Tarabă de legume, fructe, trăiți-ar familie. Băiat sensibil, inteligent, singur, curat și discret. Adică în toată enumerarea asta un cuvânt e corect și adevărat. Care? Mă rog, parțial adevărat. Care? Băiat. Trăiți-ar familie. Fac două dușuri pe zi. O să zic asta că ești instalatorul. Citește. Cu corpul lucra bine la sală, 23 de ani, taur, 1,78, poate cu tocuri cui. Îndeplinesc orice fantezie, fac și masaj dacă e. Fac și masaj dacă e. Dacă e ce? Dacă e, să vrea. Da, e clar. Nu îmi place să fiu mușcat. Am pelea sensibilă și lasă urme imediat. Ia uzea-l, dracu. Te voi lă linioară sa să faci tot ce vrei cu trupul meu apetisat și lucra bine la sală. Da, ne-am dat, dracu. Poze reale 100%. La număr ascuns, nu răspund. Și aici mai voiam să mai bag așa o nuanță, așa, voiam să fac ceva frumos. Cum te-ai trecut aici? Ia, mă, stai. Bă, că e bine, mă, dă-mi, să-mi postez. Dă-mi, mă, că voiam de scris aia. Hai de scris. Băi... Așa, mă, băi, fiți atenți. Deci după ce postăm asta, da, vă duceți fiecare la apartament. Așa, și după aia vă sunăm noi ca să vă zicem unde vor femeile, dacă vor în casă, dacă vor în oraș și așa mai departe, da? Da. Bă, visezi? A? Ai auzit? Bă, mă, nu, mă gândeam puțin la Donela. Hadi, mă. Hai. Hadi, mă, las-o, că te aștept aici și... Să trăi. Hai, pa. Aveți pană, nu? Nu, vindem crice pe marginea drumului. Normal că avem pană. Dar rezervă aveți? Ai cric de rezervă? Doamne, ferește, Gina. Domnul se referea la roată, dar cred că e acolo. La portbagaj. Bine, haideți că o să vă ajute băieții mei. Da? Ce băieți? Haideți, băieți! Dubios rău tipul ăsta. Băi, Renata, încetează că mă sperii, că venind de la tine care lucrezi mai cu dubioși, chiar te cred.
Doamnă! Joi la șase. E bine, e bine. Ce zi azi? Să mă rămân! O oră preferată? Am cea mai mare valoare. Oră mai mare. Așa. Bine. Plus comision, că n-a trebuit, înțelegi, și asta... După aia treci TVA, după aia, exact. Dacă vor pe firmă, dacă nu vor pe firmă, da, te-ai factură, da. Nu te-ai factură. Melania? Moartea? Auleu! Poftim? Ăsta... Poftim? Anca? Anca! Da. Nu mai inviți înăuntru? Bă, tu știi cum arată asta, mă? Trăiți al neamul tău. Bă, Malone, ești profesionist sau nu? Da. Bă, mâncați-ași curăta, dar tu știi cum arată asta, mă? Bă, mâncați-ași, trebuie să fii să o vezi, mâncați-ași, că n-are cum să arate așa un om, mă, trăiți al neamul, bă. Eu nu așa m-am gândit, trăiți al neamul, deci nu e ok deloc pe cuvântul meu, frate. Cine te așteptai să fie, mă, Natalia Mateus, până la urmă? Bună! Așa e. Așa e ce? Ești foarte bună. Tavi, nu? A? Tavi! Te cheamă Tavi, nu? Tu ești Tavi? Nu, Robi. Robi? Aha. Să-ți țină, ce scară e asta? Scară 2. Aolo, nu, scuză-mă, eu căutam scara 3, iartă-mă. Pa! Dacă știam că nu merge liftul. Vreau să port asta în pat. Da. Da. Și eu...
aș vrea să porți asta în pat. Ei, fetilor, voi credeți în Dumnezeu? Dar ce-ți veni? Eu nu credeam, dar parcă încep să cred ușor, ușor. Aș vrea să stabilim înainte de toate niște principii de lucru. Hei! Hei! Mama mea! M-am bucurat enorm că mi-ai scris pe net că și tu ești un intelectual. Dar cum să nu fiu intelectual? Păi sunt intelectual de când eram mic copil. Păi când copiii băteau mingea în fața blocului, eram în casă și citeam cărți, le rupeam în două, vrei să te mint? Extraordinar, și eu la fel. Care este autorul tău preferat? Adevărat. Da. Uite, mie îmi plac Ilf și Petrov, ai citit? Da, normal că am citit, dar îmi place mai mult Petrov. Ivo la avea așa arfe în cap, nu-mi plăcea de el, nu prea, nu-l halez. Păi i-au scris doar împreună. Ah, am înțeles, a fost o glumă. Da, era o glumă, of, of, of. Ce-ți place la ei? Poeziile. N-au scris poezii. Da, da, dacă scrieau poezii, erau oricum cele mai șmechere de pe pământul ăsta, că oamenii oricum erau cei mai șmecheri și în continuare cei mai șmecheri scriitori de pe pământul ăsta, care a existat vreodată. Oamenii erau super talente, vrei să te mint? Jos pălăria în fața lor. Îți place Dorian Popa? Filozoful? Nu, prostul. Și acum am fost lăsată la vatră. La vatră la Dăului? A, la vatră la terminul din armată, da, știu. Auzi, da, știi ce mă bucură? Că toată treaba asta cu războiul, cu Afganistan, cu... Nu s-au lăsat amprenta asupra mea. Asta e bine. Bună! Bună! Da! Da! Cine sunt eu? Cine sunt eu? Cine sunt eu? Eroina mea! Așa, Carla! V-am tatu sub piele! Cu grijă, e prima oară când voi avea un bărbat în mine. Și eu la fel. Deci, dacă se poate, cu grijă și cu... Iubirea e totul. Totul e iubire. Da. Eu, în numele iubirii, aș fi în stare să plec în lumea asta. Da. Banii nu contează. Nu, materialul nu contează. Fă! Adică... Cum? Eu sper că ce ai zis tu mai încolo a fost așa aluzie. Adică prețul meu e ăla care l-am discutat la telefon, ai înțeles? Adică sunt plătit la oră. Deci eu îmi vreau banii, da? Da, normal, normal. Da, bine. Îți dau banii. Da. Da. Auzi, ce, tu când vorbești cu mine, tu stai pe Tinder? Nu, da. Cum? Dar ce te face să spui asta? Știi ceva? Să știi că mie tata mi-a zis că tu cu banii poți să deschizi anumite uși, dar nu toate ușile. Cu iubirea ți se deschid toate ușile. Și cu banii poți să cumperi anumite lucruri, da? Anumite lucruri.
Dar cu iubirea poți să cumperi orice. Da, așa da. A zis tatăl, da? Da? Atunci du-te frumos la tactul și zi în felul următor. Să se ducă până la Carrefour, să ia un pachet de țigări și când îi zice femeia de acolo, de la casă, că costă 16 lei, să-i zică, sora mea, știi ce? Bă, n-am. Dar să te iubesc, sora mea. Cum ziceai, te cheamă? Magdalena. Vorbește-mi urât. Du-te, drecu! Du-te, drecu! E bine și... Da, e foarte bine. Mai spunem. Du-te, drecu! Bună seara! Du-te! Îi mai duce, mă! Trimiteți o ambulanță în zona mea, vă rog. Vai! Aoleu, accident de bătă asta, trițel, familia ta. Hai că n-am mai avut de mult un captivus pe tura noastră. But you, yeah, you will succeed, okay? You guys are winners. I'm really happy that you let me come here, you know, to let me start you up. This is a moment zero in your life, and you guys better believe that. Now, I'm gonna choose someone from the audience. Da, e foarte grea decizie. And I'm gonna choose you, young lady. Gina, te-a ales pe tine. Hello, hi, hi. What's your name? Huh? What's your name? Your name? Parlare italiano. Ah, întreba cum te cheamă. Philogina. Right, so Philogina, everybody. A round of applause for Philogina. Right, thank you, thank you. So, Philogina, yeah, you look like a powerful woman. Zice că arăți ca o femeie puternică. Chiar sunt. La sală trag cu 30 de chile la bară. Toți se miră. Yeah, she said she really is a very powerful woman. Yes, yeah, and she yeah. Everyone can see, Philogena, that you're a powerful woman. Yeah. Bună, vrei să te angajezi la mine la nightclub în Torino? Faci și tu niște bănuți. What did she say? She's very sorry, but she needs to go to the bathroom. Okay, yeah, of okay, course. Okay, ce bine, mă bucur. What? Haide, să-ți vorbesc despre contract, de condiții. Really... Îți ofer toate condiții. E timpul să bluze. Bă, Dorian, trebuie să-l familia ta, nu mai pun, mă, cum e trecea asta două zile, mă rup, mă nenorocit. Nu mai pun, nu mai vreau, nu e de mine, mă gândesc tot mereu la Darela și la... Nu e de mine, deci nu... Da, bă, nici eu nu mai pun, mâncați și gura ta, nu mai vreau, nu mai pun, da. Bă, vă rog eu frumos, mă, înțelegeți-mă, haideți, hai să ducem treaba asta. Bă, Dorian, nu mai pun, nu e de mine, nu mai vreau. Da, nici eu nu mai pun. Gata, nu mai vreau. Băi, deci gemenile astea și gata, da? Îți două, băi, îți gemeni, da? Bun. Vă duceți cu ele, le scoateți în oraș, la film, după aia mergeți cu ele la apartament de acolo, știți, dar bă, plătesc dublu. Bă, e simplu, mă, 6 ore cu 6 ore, plătesc dublu, mă, mâncava și gura voastră. Dublu? Dublu. Bă, gemelele astea este putre de bogate, mă înțelegi? Mie mi-e să nu fie doar putre de... Bă, gemelele și gata, ați înțeles? Marș la produs! Mă iertați, mă. Băi, Dorian, m-ai făcut să mă simt foarte ciudat acum, mă, trăiți în familia ta și așa am un sentiment de ieftin al în mine și... Iartă-mă. Mie mi s-a făcut dor de Robi. Mie mi s-a făcut dor de Dorian. Mie mi s-a făcut poftă de papanaș. Adică dacă l-ai vedea acum pe Malone venind așa spre tine, nu te bucura? Dacă ar veni cu o porție de papanaș, da, m-aș bucura. Așa îmi pare rău, mă, că parcă nu trase mână. Nu ți-mi trase mână, pătrăcu, luați-i mână. Bă, du-te, mă, trebuie.
Bă, un cățu fi curat, dar știi ce mă roade pe mine? Ceva la pantof de scălătă. Nu asta, mă. Bă, când am întâlnit cu alea două, mă, care-o ia pe care, mă? Asta te roade pe tine, mă. Ia-o tu pe aia mai frumoasă. Mulțumesc, fratele meu. Uite, mă, ce înseamnă prieten adevărat. Tot respectul meu. Bravo, jos pe lui. Gemene, mă. Cer iertare, atât în numele meu, știu și din partea la colegul meu. Adică, pare rău că am reacționat așa, dar nu, adică, nu ne așteptam să fiți chiar așa de gemene. E o problemă? Nu, doamne ferește, n-a zis nimeni asta, numai că eu, sincer, în viața mea n-am văzut niște surori așa de bine legate între ele. Apropiate. Da, apropiate, da. Eu am o curiozitate, dacă s-ar e putea. E curiozitate. Când erați mici, așa s-a întâmplat vreodată să vă certe părinții, să zică, ia duceți-vă, mă, una dintre voi să o luați pâine și voi să vă certați. Ia du-te tu, mă, că eu am fost ieri. Nu. Almana Hurzica. A zis, nu, iertați-l pe tovarășul meu, dar eu chiar am o curiozitate. Voi sunteți... Siameze. Așa, siameze. Voi sunteți siameze de când v-ați născut, nu? Da. Nu, mă, s-a născut separat și până la 7 ani s-a jucat cu niște super glu și uite rezultatul. Bă, cât de idiot poți să fii, mă? Bă, trăiți iar familie, câtă cretinătate în cap în capul ăla tău, mă? Iertați-le, le prăjit. Bye, că e prost. La ce film mergem? Nici nu știu ce filme rulează. Cine rulează? Da, dracu, la un loc, mă, tâmpit, trebuie mai saliva, că mă refeream la altceva. Nici nu știu ce filme rulează acum. Aș merge la orice film, dar nu horror. Da, de ce? Ne sperie creaturile ciudate din film. Deci să înțeleg că vă sperie creaturile ciudate în general, nu? Da, aha. Exact. Da. Eu v-am zis acum, că merge la film, eu o să stau la capăt de rând. Păi și eu? Între ele. Haideți să mergem. Vino, mă, încoa. Superb a ieșit. Să ne luăm ceva înainte de film cu metri. Da, eu vreau o cola. Da, ești dracu din gură, mă, când îi vorbește fetele. Ce vreți, mă? Floricele, nachos. Nu văd nachos în stomacul meu. E și al meu. Alo, pe ce facem, fetele? Ne certăm? Hai după mine. Dai. Bă, trăiți iar familia. Asta nu e, mă, mașina mea de mi-a furat-o, mă. Care? Nu e, mă, de mi-a furat-o atunci, mă. Haide, mă, mâncați-și gura ta, că nu e singur. Bă, trăiți iar familia, ești zgârietura asta de aici, ești, mă. Bă, dar nu ești tu, mă, singur de pe mapa mondul ăsta, trăiți iar neamul tău, care are mașină de asta, mă. Cu zgârietura aici, ce? Hai, mă, importantule, hai că avem treabă, trăiți iar neamul tău. Bă, noi cu rușine murim de foame, mă, trăiți iar neamul tău. Deci, noi trebuie să le cerem mani, da? E mani munciți de noi. Hai. Uite acum, deci știu că cu băieții cu care ați, adică care au luat, cu care ați luat legătura și care v-a, așa, cu întâlnirea cu noi și așa, știu că le-ați dat o parte din, adică că e neazăit și că mai rămăsese, adică acum înainte să plecăm cu voi acasă și așa, rămăsese să ne dați... Bani! Sigur! Da, sigur! Bani, da. Mă, singur, să mă arăt, mama. Stai așa, că am telefonul pe partea aia cu metri. Cu metri. Dar ce-am făcut șeful? Pentru ce erau acești bani? Pentru o pereche de pruși de la Zara și două plopuri de la Berșca. Tu faci mișto? Pentru ce erau acești bani? Pentru...
nici nu plumbri de la Berișca! Vă rog să mă iertați că intervin sau așa, dar să știți că el nu face cu răutate, e dobitoc. Asta se vede. Dar pentru ce erau acești bani? Cinstit? Da. Un LCD cu diagonală mare voiam să-mi iau. Am înțeles că el e dobitoc, dar tu ce ai? Sunteți în belea mare, băieți. O urmărim de 2 zile. Încercăm să destructurăm prostituția masculină mascată pe site-uri de întâlniri. Până acum, femeile cu care v-ați întâlnit nu au vrut să depună mărturie. Dar dacă astea două siameze declară că v-au plătit ca târfe masculine... Iertați-mă, deci vă rog să nu folosiți cuvintele astea grele, că dumneavoastră acum, practic, jigniți o întreagă breaslă. Du-i în celulă, până interoghezi siamezele. Pe o pereche de proiecte la sărăcii, o probere de la Berșca! Mare noroc că ați avut cu gemelele alea. Știți că una a zis că va plăti pentru favoruri sexuale, cealaltă a zis, noroc că a zis, că de fapt nu e adevărat, că pur și simplu s-au văzut cu doi băieți în oraș și cam atât. Acum înțeleg și expresia cum e. Ce expresie? Nu știu stânga ce face drept. Adevărat să moară mamă. Bă, oricât de penibil ar sună, eu vreau la Daniela mea, mă, trei vor familie voastră. Da, a dormit? Da. Știi ce am învățat în weekendul ăsta? Legislația ca să-ți recuperezi permisul? Am învățat de ce te iubesc. De ce? Ca tine, femei, eu nu plec mai. Ce vrei să facem? Dragoste. Acum 150. Însă, nu plugesc iubirea. Hai. Lăsă-ne. Tușcă! Pare tot tipul că a venit de la cumpărături la film. Da. Da, zici că a fost până la Unirea, la nu știu ce. Băi, Dani, e bine să vezi un pic cadrul ăsta. Da. Așa, hai că băi, sunt în jumbo, dacă e ceva. Bună! Știi, ieri când am vrut să merg la scara 3, dar de fapt am văzut la scara 2 și am văzut din greșeală la tine. Nu știu, poate crezi că sunt nebună sau vreo problemă, dar te-am tot căutat și mă gândesc într-una la tine. Și cred că este cea mai tare greșeală de scară pe care am făcut-o cu tata. Natalițo? Da? Ia du-te tu la scară, tot. Ah,